Bun găsit, drăguțele mele! Iată-ne din nou împreună la un nou tutorial pentru o nouă gentuță. Astăzi vom lucra o frumoasă gentuță pe care eu am numit-o gentuța Iris. Este un model nou, sper că o să vă placă și este ușor de realizat, nu este foarte complicat. Pentru acest model de gentuță, eu astăzi voi folosi o bază rotundă de 20, da? Voi folosi o croșetă de 3,5, voi folosi firul Swan Black și anume astăzi eu voi lucra cu acest fir cu glitter, da? Dacă se vede. Și vom mai avea nevoie de două mânere. Mânerele sunt opțional, puteți să puneți orice fel de mânere doriți. Și bineînțeles că o să mai avem nevoie de forfecuță și de un ac de cusut. Acest video este în colaborare cu pagina de Facebook Fire Genți Accesorii și Accesorii, da? O să aveți în descriere pagina de Facebook de unde eu am achiziționat aceste materiale și o să vă invit și pe voi să vă uitați pe acea pagină. În continuare, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți alături de mine și vă plac gentuțele pe care eu le lucrez. Țin să mulțumesc și celor care nu sunt abonați încă la canalul meu. Eu încă vă aștept. Este absolut totul gratis. Iar dacă apăsați și clopoțelul, veți primi notificare de fiecare dată când eu încarc câte un nou video pe canalul meu. Ok, să nu stăm prea mult la povești și să începem. Eu astăzi voi lucra baza rotundă în felul următor. Voi face un ochi de lanț și voi introduce croșeta în una dintre găuri, nu are importanță în care, și voi face piciorușe scurte, și anume voi lucra două piciorușe scurte în următoarea trei. Și așa vom face până la capătul rândului. Da, vom alterna două piciorușe scurte, trei piciorușe scurte. Două, trei. Da? Sper că este ușor. Nu este ceva greu până aici. Deci, în fiecare vom alterna două piciorușe scurte, trei piciorușe scurte, două, trei, două, trei. Vom face așa până la capăt, adică până vom ajunge aici. De ce am ales să fac așa? Pentru că modelul pe care eu îl voi lucra astăzi este un multiplu de 3 și o să vă explic. Când vom ajunge să lucrăm modelul, veți vedea că am avut dreptate. Acest model îl puteți adapta chiar și la o bază ovală sau dreptunghiulară, sau vă puteți face și o bază croșetată, nu neapărat să folosiți o astfel de bază, da?
două. În următoarea facem trei. Așa facem de jur împrejur până vom ajunge în partea de unde am început. Eu, ca să nu vă rețin prea mult, o să vă explic ce aveți de făcut în continuare, pentru că voi ați mai văzut la mine cum am lucrat eu și nu este până aici, nu este ceva nou. Deci, vom, exact cum v-am spus, vom alterna piciorușele, vom face două piciorușe scurte într-o gaură, în următoarea trei. Și până când vom ajunge aici la capăt. Aici când vom ajunge, încheiem cu un picioruș alunecat, facem un ochi de lanț, da? Facem un picioruș alunecat exact aici în primul ochi, da? Facem un picioruș alunecat, un ochi de lanț și începem să lucrăm un rând de piciorușe scurte în bucla din exterior, da? În această buclă, vedeți? Așa, băgăm primul rând și facem piciorușe scurte de jur împrejur. Apoi ajungem la final și nu vom mai încheia la capăt cu un picioruș alunecat, ci vom lucra în continuare încă un rând de piciorușe scurte, da? Deci vom face în total două rânduri de piciorușe scurte. Primul rând în bucla din exterior, iar următorul rând îl vom lucra un rând de piciorușe scurte normal. Și aici, la capăt, nu veți mai încheia cu piciorul alunecat, ci veți lucra direct în următorul ochi. Eu o să vă las să lucrați singurele și ne vedem apoi pentru a începe modelul. Eu am ajuns, drăguțelor, la capătul rândului aici de unde am început. Ce am omis eu să vă spun este faptul că de acum încolo veți avea nevoie de un marcator. Deci, eu am ajuns la capăt, am făcut un picioruș alunecat în primul ochi de pe rândul anterior și am făcut un ochi de lanț, iar apoi am pus marcatorul. Și acum vom face în felul următor. În același ochi unde am făcut acel picioruș alunecat, vom face un picioruș scurt. În următorul vom face un picioruș scurt. Iar acum ne vom întoarce și vom băga croșeta în primul picioruș scurt de aici. Vedeți? Exact, așa. Deci ne întoarcem și băgăm croșeta în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat. Tragem firul, nu închidem, da? Și acum vom face în felul următor, pentru că am spus că este multiplu de 3, da? Și vom băga croșeta în al treilea picioruș scurt, în următorul, cum ar veni, dar nu aici normal, ci vom băga jos, de desubt, da? Tragem și încheiem pe toate trei. Da? Iar acum facem din nou un picioruș scurt, două piciorușe scurte, da? Iar din nou vom băga croșeta în primul picioruș scurt aici pe care l-am lucrat, vedeți? Așa, tragem firul, da? Și băgăm croșeta de desubt aici în al treilea. Tragem firul și închidem pe toate trei și îl facem pe al treilea picioruș cum ar veni, alungit, da? Deci, un picioruș scurt normal, două piciorușe scurte. Și acum băgăm croșeta în spate aici în
primul picioruș scurt pe care noi l-am lucrat, așa, tragem firul, iar acum vom face al treilea picioruș scurt, cum ar veni, pentru că am spus că este multiplu de 3, dar al treilea picioruș îl vom face picioruș scurt alungit și anume nu vom băga aici, ci vom băga aici de desubt, da? Și încheiem. Iar din nou facem un picioruș scurt, două piciorușe scurte, băgăm croșeta în primul picioruș, tragem firul și acum vom face un picioruș scurt alungit. Da? Și tragem firul prin cele trei bucle care le avem pe croșetă. Deci, un picioruș scurt, două piciorușe scurte. Acum băgăm croșeta aici în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat, tragem firul și nu închidem, ținem bucla pe croșetă, iar acum vom face un picioruș scurt alungit și anume nu băgăm aici sus, ci vom băga dedesubt, da? Și vom trage firul și acum avem trei bucle pe croșetă, da? Vedeți? Trei. Și acum tragem prin toate trei. Și iar facem un picioruș scurt, două piciorușe scurte, băgăm croșeta în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat, tragem bucla, da? Și trebuie să fiți atente să numărați, deci 1, 2, în al treilea, aici băgăm dedesubt și facem un picioruș scurt alungit. Și exact așa facem de jur împrejur. 1, 2. Băgăm croșeta în primul picioruș pe care l-am lucrat, tragem bucla, nu închidem, da? Și suntem atente. Aici vom băga croșeta, tragem și le închidem pe toate trei. Deci, un picioruș scurt, două piciorușe scurte, da? Băgăm croșeta aici, tragem firul și acum în al treilea picioruș scurt, nu băgăm normal aici croșeta, băgăm aici dedesubt, tragem firul și acum tragem prin toate trei. Deci, un picioruș scurt, două piciorușe scurte. Tragem bucla prin primul picioruș scurt pe care l-am lucrat aici, da? Și acum băgăm croșeta de dedesubt și facem un picioruș scurt alungit. Iar un picioruș scurt, două piciorușe scurte, băgăm croșeta aici, da? Ați văzut aici, în primul picioruș scurt pe care noi l-am lucrat, da? Aici, așa, tragem bucla, iar acum al treilea picioruș scurt nu-l facem normal, băgăm croșeta dedesubt, tragem firul și apoi tragem prin toate trei buclele. Și iar până la capăt. 1, 2. Băgăm aici croșeta, tragem firul, suntem atente, numărăm un picioruș scurt, 2, în al treilea băgăm dedesubt și tragem prin toate 3. 1, 2. Dacă suntem puțin atente la primul rând aici, după aia la următoarele veți vedea că va fi mult mai ușor. Deci tragem și acum băgăm croșeta jos în al treilea și închidem. 1, 2.
Acum băgăm aici croșeta în primul picioruș pe care noi l-am lucrat, picioruș scurt, tragem bucla, da? Și acum în al treilea picioruș scurt vom lucra aici, vom băga croșeta aici, dedesubt, da? Și vom face un picioruș scurt alungit. Așa vom lucra până la capăt. Așa va arăta modelul nostru, da? Eu o să vă las să lucrați până când veți ajunge aici și ne vedem după să vă arăt cum lucrăm următorul rând. Deci, am ajuns la capăt, fetelor. Eu nu am închis aici pentru că am vrut să vă arăt. Dau marcatorul la o parte. Da? Fac un picioruș alunecat aici în primul picioruș, da? Fac un picioruș alunecat și un ochi de lanț și pun marcatorul, iar din nou, da? Și acum lucrez în următorul un picioruș scurt. În următorul un picioruș scurt, da? Și iar din nou fac același lucru ce am făcut pe primul rând, da? Bag croșeta aici în primul picioruș scurt pe care eu l-am lucrat, trag bucla și acum fac bag croșeta aici. Da? Dedesubt. Vedeți? Nu bag croșeta aici deasupra să fac un picioruș scurt normal, ci bag aici dedesubt. Da? Așa. Trag firul și lucrez. Și acum lucrez iar din nou. Fac un picioruș scurt, două piciorușe scurte, da? Bag croșeta înapoi în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat, trag firul și îl țin pe croșetă, da? Și apoi bag croșeta nu aici în ochiul normal cum ar trebui să lucrăm, ci dedesubt, da? Jos. Trag firul și închei cu toate trei. Fac un picioruș scurt alungit. Și iar din nou, următorul, un picioruș scurt, două piciorușe scurte, da? Bag croșeta în primul ochi înapoi unde am lucrat, în primul picioruș scurt, pardon, trag bucla, o țin pe croșetă, da? Nu închei. Și acum fac al treilea picioruș scurt, da? Dar jos, bag croșeta de desubt, jos, aici, da? Trag firul. Nu strâng foarte tare, las lejer și trag prin toate trei. Și acum, iar din nou, un picioruș scurt, două piciorușe scurte, bag croșeta înapoi, aici, unde am lucrat primul picioruș scurt, trag bucla, da, o las un pic lejer și bag și fac la un următorul ochi, normal trebuia să lucrăm aici sus, nu bag sus, ci bag aici, dedesubt, da? Trag firul și trag prin toate, închei prin toate trei, da? Așa. Deci, un picioruș scurt, două piciorușe scurte, mă întorc, bag croșeta în primul picioruș scurt pe care eu l-am lucrat, trag bucla, pardon. Deci, bag croșeta aici, da, înapoi, în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat, trag bucla, o las lejer și bag croșeta aici de desubt, în al treilea picioruș, trag și închid prin toate trei, da, și iar din nou fac la fel, 1, 2, da,
mă întorc cu croșeta, bag în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat, da? Trag bucla, nu închei, da? Și acum bag aici, de desubt, da? Bag firul, trag, las lejer și trag prin toate trei. Și așa fac de jur în, de jur împrejur. Așa arată modelul gentuței noastre. Astăzi eu această gentuță o voi lucra de 25 de centimetri. Eu vă las singurele să lucrați. Dacă nu vă descurcați, dați înapoi și puteți pune pauză să vedeți cum am făcut primul rând, pentru că este fix același lucru. Și ne vedem la final pentru a lucra, pentru a atașa împreună mânerele. Drăguțelor, așa arată gentuța. Sper că v-ați descurcat la acest model. Eu am făcut-o înaltă de 24 de centimetri, iar acum voi face un rând de piciorușe scurte, de jur împrejur, și apoi voi atașa mânerele gentuței, da? Deci, așa arată modelul. Și de aici din marcator, pentru că v-am spus că o să trebuiască să folosim și marcatorul, da? Vom face în fiecare ochi picioruș scurt. Vom lucra de jur împrejur un rând de piciorușe scurte. Nu este nimic nou. Deci așa vom face până vom ajunge iar din nou la marcator. Eu sper că modelul l-ați înțeles. Cred că ați întâmpinat dificultăți. Dacă ați fost puțin atente, atunci nu avea cum să nu vă iasă. Mie acest model de gentuță mi se pare foarte ușor de făcut. Se lucrează și foarte repede. Eu zic că este o idee de cadou foarte frumoasă, pentru că se apropie luna martie, luna mărțișorului, și atunci putem să oferim cadouri puțin diferit. Nu? Nu doar acele mărțișoare tradiționale, dar putem atașa lângă geantă și acel și mărțișorul tradițional, nu? Eu am făcut-o cu glitter pentru că am vrut să o fac puțin elegantă, să zic așa, nu. Dar bineînțeles, voi puteți alege orice fir doriți, orice combinație, o puteți face și în două culori. Rămâne la aprecierea voastră și cum vreți voi să fie gentuța. Mânerile le puteți pune cum doriți, orice mânere doriți. Iar din nou, asta este la aprecierea voastră și cum vă place vouă. Mie mi-au plăcut aceste mânere și de aceea eu aceste mânere și de aceea eu azi le pun pe astea.
Așa. De jur împrejur, deci facem acest rând de piciorușe scurte, da? Vedeți, nu am făcut nimic special, doar în fiecare ochi de pe rândul anterior eu am lucrat piciuruș scurt. Da? Și acum o să vă arăt cum pun eu mânerele. Să știți că mie la această gentuță mi-a ajuns o pungă de 500 de grame. De fier, da? Dacă voi vreți să o faceți mai înalt, atunci o să vă trebuiască un pic de fier mai mult, dar eu consider că nu trebuie mai înalt de atât gentuța. Bun. Și iată că am ajuns și aici la marcator. Așa. Am ajuns aici la marcator și eu acum voi lua marcatorul și nu-l voi mai pune. Da? Și voi lucra de jur împrejur apoi. Dar acum vreau să vă arăt cum am eu am împărțit gentuța. Da? Deci baza este rotundă, dar eu am făcut-o invers. Am așezat-o așa pe lung. Vedeți? Așa. Am așezat-o pe lung și acum eu voi atașa mânerele, să zic așa. Dar eu voi pune, opa, eu voi lucra mânerile exact așa cum ați văzut că eu prind și acele verigi la rucsac. Și anume voi lucra așa. Vedeți? Așa. Voi așa așeza veriga așa și voi lucra prin veriga mânerului și voi face picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, da? Așa. Eu spun că 4 piciorușe sunt suficiente. Nu vreau să fac mai multe, să pară, eu vreau să fie așa un pic și finuță. Și apoi când ridicăm mânerul, se va vedea așa, da? Așa voi proceda și cu această verigă din partea asta. Cu aproximații eu între verici am lăsat, ca să vă faceți așa o idee, da? Voi măsura acum ca să vedeți și voi cam așa. Deci vin cam 15 cm am lăsat între, da? Între verigi, cam așa. Și am atașat celălalt inel. În continuare eu voi lucra, după cum vedeți, voi da la o parte inelul și voi lucra piciorușe
scurt, normal, în următorul ochi, da? Voi, dacă vreți să vă măsurați 15 cm, ca să vă vină mai ușor, puteți măsura și vă puteți pune marcatorul ca să știți, da, așa. Vedeți, eu măsor acum 15 cm ca să vedeți cam cum, unde vă vine următorul, cam aici, da? Așa. Și până la marcator vă lucrați piciorușii scurte, da? În fiecare ochi. Așa. Mie îmi place să prind inelele, să zic așa, în timpul lucrului, pentru că ați văzut, eu am mai explicat, au mai multă siguranță și se așează mult mai frumos față de dacă ar fi cu sute. Așa. Și acum am ajuns aici la marcator. Dau marcatorul la o parte, bineînțeles, că nu mai îmi trebuie. Și pun această feriga asta, da? Lucrez aici și iar de nou fac 4 piciorușe scurte, dar fac 4 piciorușe scurte prin inel. Ați văzut? 1, 2, 3, 4, așa. Și apoi lucrez normal. Merg pe partea cealaltă și pun și următorul mâner, da, aici, exact cum am făcut pe partea cealaltă și voi mai face încă 2 rânduri de piciorușe scurte de jur împrejur. Eu o să vă las să faceți singurele și ne vedem apoi la final să vedem cum arată gentuța. Drăguțelor, gata, este gentuța. Eu am pus mânerele, după cum vedeți, da? Așa. Vă mulțumesc că ați fost încă o dată alături de mine și la acest tutorial. Vă invit să lucrați și voi această gentuță și să postați în grupul Paradisul Gentuțelor cu Alina. Vă aștept și la alte tutoriale, pentru că vor urma mult mai multe. Vă invit încă o dată să dați un share acestui video și dacă aveți amabilitatea, vă puteți abona acestui canal. Este gratis, nu vă costă absolut nimic. Iar dacă o să apăsați și butonul cu clopoțelul, veți primi notificare de fiecare dată când eu voi încărca un nou video pe canal. Până la următorul video pe care eu îl voi face, vă urez spor la lucru și o zi frumoasă să aveți!